Pompierii mehedințeni se luptă cu flăcările care în ultima perioadă au fost din ce în ce mai multe. Seara trecută, echipajele operative de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta-Turnu-Severin au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată de pe dealul Viilor. Detașamentul Drobeta-Turnu-Severin a intervenit cu două auto speciale de lucru cu apă și spumă și un ATV pentru stingerea flăcărilor care au cuprins un deal. Detașamentul de pompieri Drobeta a intervenit în această seară pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, lăstării și mărăcini și aici în dealul Viilor. Am intervenit cu două auto speciale cu apă și spumă și un ATV și un număr de 12 subofițeri. Am localizat și am lichidat incendiul, cum vedeți noastră. Pompierii au stins incendiul în limitele găsite, flăcările cuprinzând circa 4 hectare de vegetație uscată și mărăciniș. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de folosirea focului în spații deschise.